E momentul să vedem ce planuri au astrele cu noi pentru ziua de mâine, așa că mă grăbesc să invit în platou pe Camelia Pătrășcanu să primim cu multe aplauze. Ia loc, te rog, Cami, bine ai venit, bine vești bune. Vești bune, cu chef de călătorie la finalul zilei de mâine. Păi, luna... se apropie weekend, mi se pare normal. Și cred că și vremea o să ne ajute. Pe. Aspectele sunt frumoase, vioaie, dinamice, avem chef să facem lucruri. E și un aspect de verticalitate morală și asta înseamnă că avem spirit de independență, ne apărăm opiniile, căutăm soluții. Independență până la limita obrăzniciei, zice. Așa că trebuie să fim atenți cum gestionăm energia de mâine, cum ne gestionăm personalitatea, gesturile și cuvintele, pentru că unii s-ar putea simți ofensați de felul în care ne purtăm sau de opiniile pe care le avem. Altfel, aspectele generale sunt foarte frumoase, rezolvăm multe probleme juridice, dacă sunt în planul nostru și în agenda noastră, e bine să ne ocupăm de ele, avem reușită. Accentul cade de asemenea pe comunicare, mai ales comunicare la nivel oficial cu tot felul de funcționari pentru a rezolva demersurile pe care ni le-am propus. Așa că e de treabă mâine, dar unii dintre noi pot deja la finalul zilei să plece în weekend, pentru că este și un aspect de călătorie. Atrag atenția însă, mai ales pentru vineri seară, să șofeze cu atenție. Mai multe însă, după foarte scurtă pauză pentru fiecare zodie, ne întoarcem 1877 de like-uri. Vă mulțumesc pentru fiecare like în parte și vă aștept comentariile aici, în media. Multă mândrie mâine și spirit de independență. Berbecii caută soluții alternative și poate chiar să interpreteze într-un sens mai larg regulamentele și legea și reușesc să găsească. Taurii se uită în acte și bine fac pentru că cumva din jocul actelor reușesc fie să câștige o sumă de bani, fie să blocheze o pierdere. Gemenii se exprimă exact așa cum simt și asta poate să-i facă în ochii unora fermecători, dar cu toate acestea e bine să-și cântărească cuvintele. Racii la locul de muncă vor căuta soluții. Au și ei nevoie de tot ajutorul din lume sau al celor din jur pentru a depăși o situație, pentru că sunt contra cronometru. Lei sunt încrezători în forțele lor, îi uluiesc pe cei din jur, iar cine nu iubește nu contează pentru ei mâine. Pentru fecioare, planuri mari, fie pentru o călătorie, unele își pot face bagajele, fie pentru alte acțiuni pentru care se pregătesc și e bine că se pregătesc atât de minuțios. Balanțele și el ar face bine să se uite un pic peste acte, mai ales dacă au proiecte importante pe care vor să le deruleze mai departe cu succes. E posibil să aibă nevoie de o aprobare. Pentru scorpioni, banii sunt vizați. Mâine își fac tot felul de calcule. Pot ajuta o persoană să câștige bani. Au un flair imbatabil. Tocmai de aceea își ajută partenerul de viață dacă se consultă cu scorpionii. Săgetătorii sunt orgolioși, sunt mândri, simt că au dreptate sau cel puțin așa cred și așa vor. Așa că nimeni nu se poate pune mâine cu ei. Pentru capricorni, e bine să învețe să renunțe la opinie sau la modul în care vor să o impună, mai ales unui membru al familiei care exact acum se revoltă. Lucrurile vor fi rezolvate ușor pe parcurs. Vărsătorii stau bine la capitolul prieteni și relații cu ceilalți, au o imagine bună, totul este să fie sincer și să meargă pe cartea sincerității. Toată lumea iubește dacă nu ascund nimic. Iar pentru pești poate fi o zi foarte mare în plan profesional. Sunt pe punctul de a convinge pe cineva, fie să investească în ei, fie să meargă pe mâna lor, fie să gândească să înceapă o afacere. Mulțumesc, Camelia, ne vedem și mâine.